În Harghita, ploile se lasă așteptate de 8 luni. Producătorii de cartofi au cultivat aproape întreaga suprafață, dar sunt îngrijorați că recolta din anul acesta va avea pierderi masive dacă în următoarele 2 săptămâni nu va ploua. Cea mai consumată legumă din România a fost cultivată în Harghita, pe 7.000 de hectare. Jumătate din suprafața pe care se cultiva în urmă cu 2 decenii cartoful. Seceta abătută încă din septembrie rupe pur și simplu mașinile fermierilor în pământul tare ca piatra, iar suprafețele irigate sunt nesemnificative. Pământul este foarte uscat. N-a plouat de foarte mult timp. Așteptăm ploile pentru că avem foarte mare nevoie. Producția de cartofi depinde de starea vremii. Dacă vor fi precipitații, vom avea cartofi. Dacă nu, Dumnezeu cu milă. Se vede că în lipsa apelor nu prea au fost ploi, decât foarte puțină zăpadă de 2-3 cm. În zona noastră de obicei aveam zăpadă în timpul iernii. Și recolta de pe cele aproximativ 12.000 de hectare însămânțate cu cereale este pusă sub semnul întrebării. Greul deja superă. Mult. Da. Peste 30%? În jur de 30-35%. Producătorii agricoli din Harghita își pun mari speranțe în sprijinul de la stat pentru a susține reluarea ciclului anul viitor. Altfel, riscă să dea toți faliment. Un hectar de cartofi ne costă peste 20.000 de lei și dacă nu recuperăm banii, cu pierdere putem lucra eventual un an, doi, dar după aceea trebuie să închidem. În piețele din Harghita, cartofii se vând cu 3 lei kilogramul, aproape dublu față de aceeași perioadă a anului trecut.